Bună seara! Undeva prin octombrie, ca să vă povestesc, e mai mult o mărturie, am avut pe o doamnă care s-a internat în spital cu un cancer. Dumnezeu este foarte bine, de Paște am văzut, este foarte bine. M-a rugat cândva, atunci când era în spital, să-i aducă o carte. Este profesoară de istorie, m-am dus în gară, direcția medicală, eu fac parte din colectivul direcție medicale. Peste drum era gara, m-am dus în gara, am găsit o carte, se numea Istoria lui Dumnezeu. M-am dus și am dat-o, i-am dăruit-o, a doua zi mi-a zis, te rog frumos să iei înapoi, scrie prea mic, este scrisul prea mic. De Paști când m-am întâlnit cu dumneavoastră, este bine în tratament și îmi spune, trăiesc doar că Dumnezeu mi-a dat zile să trăiesc. Și atunci am realizat că de fapt cere altă carte, nu cartea pe care am dus-o eu. Și în momentul în care m-am întors de la dumneavoastră, am ajuns acasă și copilul meu tocmai venise de la o lecție de o oră de religie și îmi dă o Biblie făcută de copii, o am și aici cu mine, făcută la... Și îmi spune, tati, îți dau Biblia asta în care a și scris, Dumnezeu ne-a creat pe noi și El are grijă de noi, Dumnezeu ne-a făcut pe noi să fim buni și credincioși. Are 8 ani și mi-a zis, tati, îți dau Biblia asta să aibă grijă de tine. Încutreierarea satanei prin lume, că el nu este peste tot, n-a fost atunci când am primit o Biblie, undeva prin noiembrie. Și n-a fost nici acolo când am deschis-o și am început să o citesc. Pentru că în urmă cu 13 ani am mai primit una de la un frate care tocmai se botezase, am pus-o în mașină, pe luneta din spate să aibă grijă de mine. Eu sunt din lume, în consideră creștinii, și am zis că va avea grijă de mine. Ghiciți ce? 13 ani cât am ținut-o, n-am pățit niciun accident. Și a avut grijă de mine. Dar a avut grijă de Dumnezeu și nu Biblia care era acolo și credința că va avea grijă de mine. În momentul ăla am realizat că pot să fac ceva. În momentul în care am citit Biblia, am realizat că trebuie să fiu recunoscător lui Dumnezeu pentru binecuvântările pe care le am eu în viața mea. Și fiind puțin credincios, am fost un pic egoist și am făcut o făgăduință că voi duce eu Biblie în spitale. Știți ce Biblie e asta, nu? Exact. Știți ce Biblie e asta, nu? Și asta. Dar știți ce e înăuntru? Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu cunoaște nici formă, nici culoare, nici traducere. Și atunci când m-am gândit și am vrut să văd, am studiat și Biblia Sfântului Sinod și am deschis la Ioan 14 cu 6 și toți îl știți. Și vă citesc din Biblia Sfântului Sinod. Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine. Și acum citim din traducerea Cornilescu. 14 cu 6, Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine. Vedeți vreo deosebire dintre calea și adevărul și viața? Adică nu contează ce ducem, pentru că la un moment dat cineva m-a întrebat ce fel de Biblie ducem în spitale. Și o să revin la campania pe care avem. Și același preot mi-a și zis, că eu m-am dus la Dumnezeu și am întrebat, eu am o Biblie Cornilescu, sunt ortodox, sunt băgat în cristelniță la 40 de zile. Și cum mă voi duce? Pentru că bisericile sau capelele din spitalele militare sunt cu preoți ortodoxi. Ce vor zice? Și el mi-a zis, du-te. Și în momentul ăla m-a întrebat, câte Biblii vrei să duci? Și eu iar, în egoismul meu, am zis, câte paturi de spital sunt? Având acces la informații, m-am dus. 3284. M-am pus în genunchi la Dumnezeu și am zis, Doamne, mulțumesc că Tu o să mă ajuți pe mine să duc 3284. Fiind la începutul Bibliei, am zis, dau zeciuiala. Din zeciuiala mea, cumpărând Biblii, am ajuns că voi duce undeva în spitale în 8 ani. Știți ce bucuros am fost cu 8 ani de zile? Am o făgăduință cu Dumnezeu și pot să fac parașutist, parapatist. Nu se întâmplă nimic. Eu cred că în momentul ăla Dumnezeu era sus și își freca mâinile și spunea, nici nu știi ce te așteaptă. Preotul m-a întrebat, dar nu vrei tu să spui tuturor că ducem Biblie și haide să o facem cumva într-un cadru mai
organizat? Și am zis, da. Și am făcut această pagină care a circulat pe WhatsApp și aici începe, este o campanie pe care șeful direcției medicale a aprobat-o, se numește Cuvântul în Spitalele Militare și este ediția 2023-2024, pentru că noi sperăm că ea va fi și va continua să fie prima din cele care vor urma. Aș vrea ca la sfârșit să nu mai fie Biblie în spitale, adică să le fi luat pacienții și n-am nicio problemă că mai aducem încă. Și am realizat că facem lucrul acesta, am dat-o pe WhatsApp și am zis oricine va vrea să dăruiască o Biblie și din egoistul care le voi duce eu, Dumnezeu m-a transformat în unealta lui, adică primesc Bibliile și le dau mai departe. Campania este Dăruiește o Biblie, este și pe Facebook la un moment dat, s-a dat, avem o pagină. Noi am făcut câțiva pași, vă rugăm să cumpărați, să căutați undeva Biblia pe care ați uitat-o și n-ați mai folosit-o, să scrieți ceva pe prima pagină, un îndemn pentru un pacient, ca noi să ducem mai departe în spitale. Nimeni nu va zice în spitalele militare ce fel de traducere este, pentru că este un dar în momentul în care vine de la dumneavoastră sau vine de la ei cu un îndemn. Și momentul ăla noi vom duce peste tot. Și să revenim la cei 8 ani și la cum făcea Dumnezeu așa, nu știi ce te așteaptă. Au trecut 2 luni de când am început. Am peste 1000 și m-am dus la Dumnezeu și am zis, Doamne, da, eu termin în 6 luni, unde să ai 8 ani? Că aveam o... De ce vă rog să dați un îndemn? Pentru că vă citesc un îndemn al unui general cu 2 stele, care a fost primul și a zis, voi da și eu o Biblie, și a dăruit o Biblie. Și spune, cu dragoste de la un suflet de creștin către un suflet de creștin, cu speranța la bunul Dumnezeu de alinare sufletească și trupească. Pentru că noi nu putem fi alături de ei, oricât am vrea noi, sau medicii, sau personalul auxiliar. Numai Dumnezeu poate fi lângă ei în momentele alea. Noi nu putem fi 24 de ore cu 7 lângă ei. 7 zile, pentru că nu putem, doar Dumnezeu poate fi. Și aici am rămas impresionat când înainte de, mi s-a zis, bunicul meu a găsit o bucată de, dintr-o Biblie și aș vrea ca toți să găsească o bucată dintr-o Biblie și să-l citească, și să citească cuvântul lui Dumnezeu și dacă nu toți, măcar un suflet, pentru că știu că Dumnezeu poate să facă prin toți și prin mine unealta lui ca acel suflet pe care îl caută să se întoarcă înapoi la el. Și dacă mă caută și pe mine, nu mai trebuie să mă mai caute, că știe deja. Adică unul are deja plus unul, dar de acum încolo plus unul este binevenit pentru toți. V-am ascultat și v-aș ruga un pic în încheiere și să vă spun o mărturisire de-a mea. Am conștientizat că sunt puțin credincios, oricât aș vrea să citesc și sunt la început și îmi dau seama că nu voi putea să ajung. Eu nu sunt vrednic, nu m-am considerat vrednic, pentru că așa am fost format și am paradigmele mele, doar Dumnezeu este vrednic, tu trebuie să fii tot timpul cu capul în pământ, va exista o judecată tot timpul, așa am învățat, așa am fost crescut. În momentul în care am citit Biblia, mi s-a schimbat. Și mi s-a schimbat totul, m-am pus în genunchi și m-am rugat lui Dumnezeu și am spus, Doamne, nu sunt vrednic să fac lucrarea asta. Am luat și am deschis Biblia să vedem ce zice Dumnezeu. Și am zis, Doamne, cum zici tu, așa voi face? Și am deschis Biblia, țin minte, Ecleziastul 5:4. Și jos aici. Și am citit 5:4. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără de minte, de aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Și eu, fire omenească, nu m-am oprit aici. Am zis, trebuie să fie ceva și am citit și 5:5. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu împlinești. Și am continuat. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimisului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru că ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Și atunci mi-a fost clar. M-am ridicat și am zis, Doamne, a fost o glumă, am greșit. N-am vrut să zic asta, nici nu. De acum voi continua și dacă va trebui să le duc eu cele 3284, le voi duce eu.
indiferent cât. Este lucrarea prin care, dacă Dumnezeu a lucrat printr-o măgăriță, poate să o facă și printr-un om din lume. Și aș vrea să închei prin, cum vă spuneam, de ce sunt puțin credincios? Pentru că duminica trecută, se face o săptămână, veneam de la Timișoara cu mașina, copilul meu în spate, și eram în zona Devei, era o furtună, iar Waze-ul făcea grindină în față la 100 de metri, furtună, și deja pe autostradă aveam 40-50 la oră. Copilul meu era în spate, pe telefon, cu căștile puse, și mă uit la el în oglindă și îl întreb, Teo, ce faci? Și el era tot în zâmbet și făcea... Eu conduceam în față, grindină, și mă uit la el din nou. El era un zâmbet. Teo, ești bine? Da. Și atunci mi-am dat seama că eu nu am atâta credință în tatăl meu, că el mă va conduce pe mine în furtună, așa cum avea copilul meu în spate, știind că tatăl lui conduce și nu-i se va întâmpla nimic. Și... Dumnezeu e tatăl nostru. Eu așa am învățat de mic. Și El ne va conduce peste tot și El va avea grijă de noi. Și mi-a plăcut încheierea, că n-am știut ce să vă zic în față și m-am rugat în spatele lui Dumnezeu, așa cum mă rugam când eram mic, să apăr mingea sau să dau gol sau să iau o teză, să iau o notă mare în teză. Și rugăciunea lui Iisus prin care spunea să aibă grijă de apostol, eu aș fi continuat, dacă îmi permiteți. Pentru că Dumnezeu s-a rugat și pentru mine. Și în Ioan 17:20 spune, și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor.